Nectar! Bună, sunt Doinița, am 12 ani și sunt din Râmnicu Sărat. Doinița repetă oricând și oriunde. Inclusiv pe magazie, inclusiv pe casă, avem o casă mai micuță și au profitat de faptul că a găsit scara acolo așezată. A impresionat toți vecinii. Când am auzit că a fost ovaționată, aplaudată, am ieșit în goana mare afară. Ea se simte foarte bine, are impresia că este pe o scenă, se simte foarte bine. Mai am o întâmplare, m-am urcat în copac și mi-a venit să mă urc în copac și acolo am rămas agățată și am început să cânt, n-aveam ce să fac. Mama și cu sora mea erau în casă și nu m-au văzut, dar când am strigat eu și a dus mama scara și m-a dat jos. Am un cățeluș pe nume Negru. Înainte numele lui era Connector, dar nu mi-am permis să îl strig așa, pentru că domnul Connector este o vedetă și nu pot să strig un cățel pe numele lui. Cu sora ne mai certăm uneori pentru că iau lucrurile, dar ne împăcăm apoi și suntem ca două rori mai buni. Îmi place să fac moda cu prietenele mele. Când venim la mine, mergem în camera ei și preocupăm lucrurile și lăsăm mizerie. Pentru că noi nu strângem după ce ne jucăm și ea când vine, găsește mizerie. Hainele aruncate peste tot, tocurile. Tot încercând hainele surorii mele, am încercat să merg și pe tocuri și am învățat. La școală vedeam copii care desenau și le puneau desenele la expoziție și mi-au plăcut foarte mult. Am luat un tricou din șifonier și l-am pus pe o pernă și i-am zis mamei că vreau să scriu pe el Next Star și să fac niște inimioare, steluțe, mai multe prichindele de astea. Hai, Doinița! I-am pregătit un decor special! Iau ce să conectuța asta, Doinița! Cum ești? Copiii fenomeni ai României, i-am pregătit o pădure Doiniței. Ăsta e showbiz-ul. Uscături multe și vin blăstarele. Corect. Cam așa. Doinița, să le spunem tuturor că doar noi doi știm anumite lucruri, da? Da. Tati e aici acum. Da. Mami e aici. Să rămână mami, bună seara, tati. Bună, mami. Câți ani ai tu, Doinița? 12 ani. Cam de câți ani lucrează tati prin străinătate? Acum lucrează în Franța, nu? Da. Înainte unde a lucrat? În Grecia. În Grecia. De ani buni de zile? Da. Ani buni. Ești obișnuită ca tati să fie tot plecat? Da. Când a venit ultima dată? Nu acum, nu acum că îl vedem aici. Ultima dată când a venit? Ultima dată a venit înainte de Crăciun. Adică vine rar. Că... Da, vine rar. Noi doi știm anumite lucruri. Vreau să vă întreb un lucru. Vreți să vedeți niște ochi înlăcrimați de fericire? Da. De fericire? Fericire, de fericire, da? De fericire. Da. Ok, Doinița, ia primiți. Doinița o cheamă, nu? Da, da. Doinița. Doinița. Nu știe nimic. Nu știe nimic. V-ați întors din Franța. Da. Vă salut iarăși. Să trăiți bine, v-am găsit. Care v-a zis că v-ați întors din Franța. Umble lume pe aici. Asta e o parte din studio în care copiii Next Star repetă ca să fie perfect. Am înțeles. Și să se audă bine în timpul concursului. Amica nu știe nimic. Nu știe. Cum facem? Vă propun eu o variantă. Spune. Ascultați. Vă dau hainele astea, vă dau mânușile, vă îmbrăcați cu bocancii aia, să nu vă recunoască. Da. Și meșteriți ceva pe aici. Da. Ia uite, tragem ăsta mai mult. Tragem-o. L-am rupt eu de tot. Da. Și îl meșteriți pe aici. Da. Bun? O aduc pe amică, da. Vorbesc ceva cu ea, da. De una de alta, și la un moment dat, vă propun asta, la un moment dat eu întreb, păi mă, Doinița, tata, tati, știe că tu vii la Next Star? Ăsta să fie semnalul. Când m-au zis pe mine spunând asta, nu lasă să vă întoarceți și ziceți. Da, știe. Bravo, asta e. Da, știe. O facem? Nu o facem. Hai, să fie cu noroc. Bravo, Doinița. Nu v-am văzut.
cine e el? Doiniță, băi! Auzi, ia stai tu jos. Stai aici jos. Ce faci, mă, Doiniță? Bine. Aveți repetiție acum? Da, vreau să fac puțin. Bine, că zic, auzi, eu vreau să stau cu ea 3 minute de vorbă, da. Să o întreb de una data și... Da, pot? Putem, Doiniță? Da. Bine. Ai, ce-am tras una. Ai, ce-am tras una. Cum ești? Bine. Auzi, dă-mi ce mai încet cu... Repară-și, auzi? Repară-și, te-a derup. Zic, deci Doinița, da? Da. Doinița, de unde? Din Râmnicu Sărat. Doinița, nu știu acolo. Sărat, zi-mi câți ani? 12. 12 ani. Tu de câți ani faci canto? De 6 luni. 6 luni? 7. Du-te, pe bune? Da. 6 luni canto. Zi-mi, de, zi-mi cum o cheamă pe mami? Marco Lucica. Zi-mi, tati, cum îl cheamă? Ionită Gică. Ionită Gică, bun. Sperios când vine la platou, eu, cum o să fie? El nu vine, din păcate, pentru că este plecat în Franța. Franța? Da. Ai fost? Da. Ai fost la el? Da. Mișto, Franța? Am fost la Disney. Vezi, e mișto, Franța? Da. Pe bune? Da. Am stat acolo un an la școală. Hai, du-te! Da. Știi franțuzește? Da. Păi, tare. Deci tati în Franța la... Scuze, dar tati în Franța... Când ai vorbit ultima dată cu el? Stai să-mi scrii și asta. Astăzi. Azi ai vorbit? Da. Am vorbit la telefon înainte să urc în tren să vin la București. Înainte să vii tu din Râmnicu Sărat aici? Da. L-ai sunat? Ce-a zis? Mult succes la filmare, tati. Și... Hai că eu nu pot scrie așa repede. Tati a urat succes. Știi, ca să le zicem astea, să revolvim la platou. Le-ai mis. Da. Tati a urat succes la filmare. Bun. Păi stai. Dacă te-ai că tu în Franța, tati e în Franța, tu ești aici. Înseamnă că tati știe că tu, sau nu știe, știe că tu vii la Nexar? Da. Ha? Da. Știe, tata, că e aici și am vrut să Pădurea e a ta, publicul e al tău, jurul te așteaptă. Ia-i, Doinița! Succes, Doinița!